Sănătate și bine ai revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Autoritățile americane acuză personalul unei școli pentru că rula o operațiune ilegală de minerit criptomonede. CoinGap ne spune două cele mai bune altcoin-uri de cumpărat azi, Link și Lung. CryptoDaily ne arată topul celor 5 criptomonede cu câștiguri potențiale de 10 ori în această săptămână. Bolul cripto de cristal ne oferă 3 predicții solide pentru 2024. CEO-ul Vicin Sanilu va dezvălui perspective care vor schimba jocul la Congresul Lumea Mobilă din Barcelona. Dogecoin atinge un nou record de tranzacții, iar un dezvoltator face un avertisment major comunității Doge. Platforma X a obținut licențe pentru servicii de plată în 18 state. Polygon SDK și ApeChain sunt în discuții pentru o potențială colaborare. Echipa Supra este încântată să anunțe că fluxurile de prețuri descentralizate Oracle Dora sunt acum live pe IOTEX și vor oferi date pe piață precise și în timp real, esențiale pentru funcționarea eficientă a aplicațiilor descentralizate pe platforma IOTEX. Anunțurile Bitcoin ETF ar putea apărea pe Facebook și Instagram, spune un jurnalist de pe Wall Street. Nasdaq declară că investitorii pot accesa acum moneda Bitcoin cu ușurință prin intermediul ETF-urilor spot de la BlackRock. Jobul tău ar putea fi mai ferit de amenințarea AI decât credeai, spune un nou studiu MIT. În această săptămână, Amazon a anunțat introducerea asistentului de cumpărături bazat pe inteligență artificială numit Rufus, ce te va ajuta la găsirea produselor, efectuând comparații și va putea primi recomandări despre ce să cumpere. Platforma de jocuri Web3, Game Arena, ce utilizează inteligența artificială și oferă jucătorilor o experiență personală, au lansat jocul Challenge and Earn, unde jucătorii se pot provoca reciproc pentru a câștiga premii. Imaginați-vă o lume în care sistemele AI sunt interconectate atât de perfect încât funcționează ca neuronii dintr-un creier, iar HyperCycle AI se află în fruntea acestei revoluții, unind mințile de la Google, Microsoft, Nvidia și Universul Blockchain pentru a țese un internet sigur al inteligenței artificiale cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră, peer-to-peer și a parteneriatelor cu giganții în criptografie precum TODA și SingularityNet. NFT-urile informative, AI-NFT, sunt un nou caz de utilizare revoluționară în cripto ca armă împotriva dezinformării. Orice informație poate fi publicată pe blockchain deținută de un utilizator și va fi rezistentă la cenzură. Bun venit într-o nouă eră în care fiecare octet de informații poate fi verificat datorită magiei blockchain. Plățile Ripple vor intra în vigoare în Statele Unite, chiar dacă procesul SEC vs. Ripple continuă și sunt setate să capteze piața din America cu actualizări majore de produs după 3 ani de tăcere din cauza dilemei legale. Netflix va difuza în curând documentarul XRP Unleashed, unde vei afla cam totul despre XRP și Ripple, despre măgăriile făcute de Bill Hinman și falsele declarații despre claritatea legală a monedelor Bitcoin și Ethereum, procesul abuziv al instituției SEC împotriva companiei Ripple, ce a distrus prețul monedei XRP, făcând ca zeci de mii de investitori să piardă căruțe de bani, plus multe alte măgării ce acoperă o parte a scandalului ETH Gate. Steven Neraiov ne spune că dezvăluirea celui mai mare scandal financiar care a fost vreodată începe acum. Viitorul fundației Ethereum atârnă de un fir, în timp ce ochii lumii sunt lipiți de fiecare relevație. Finalul jocului pentru Vitalik și Lubin este inevitabil. Căutarea noastră pentru adevăr zguduie miezul imperiului lor. Rămâi treaz, protejează-ți drepturile și pregătește-te de impact. Aceasta nu este doar o poveste, ci o revoluție. Cam atât în ediția de azi, toate sursele găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.